Salutare, salutare! Nu știu dacă ați văzut voi așa coloane mari în viața voastră, dar eu n-am văzut. Partea proastă că voi nici acum nu puteți vedea, decât o parte ce se va mai putea vedea acum în timp ce iau curba. Deci dacă se vede înainte, e full, coloană. Tot Rotterdamul este blocat. Tot Rotterdamul. Din cauza la vreo 3-4 accidente. Eu mai am vreo 3 ore jumate de program. Dar nu are rost să mă mai duc undeva în afară de parcare. Mă duc să văd dacă am liberă parcarea, pentru că mi-am pierdut o oră jumate, ia uite. Și n-am mers, să zic că am mers 30 de kilometri, dar nu am mers 30 de kilometri. Numai ambulanțe, numai pompieri. Probleme. Ia uitați-vă și voi și ce e aici. Stânga, dreapta, full, full. Mamă, mamă. Chestia e în felul următor. Aici, pe partea asta, unde sunt eu, la Botlec. Ați depășit limita de viteză. Aici este doar autostradă. Și dacă se blochează autostrada respectivă, e problemă mare. Pentru că nu ai cum să te duci înainte. Eu am vrut să mă duc și pe altă rută. Aici pe Naționalul sau să iau în stânga și așa. E roșu și pe acolo, e full. Full de full, cum e vorba aia. Dar totuși o să mă duc să încerc să mă parchez. Dacă găsesc parcare, e bine. Dacă nu găsesc parcare, apropo, poate vă gândiți, băi, tu zici că îți coloane și uite ce viteză ai. Da, în către afară, adică aici ies deja din Rotterdam. Și către ieșire, da, se circulă. Dar înapoi, după cum ați văzut, plin. Aici în stânga, unde e naționalul ăsta, m-ar tenta să mă bag. Ia să vedem cum se circulă pe el. Aici văd un pic de coloană. Pare ok, da. Okay. Nu știu ce să mai zic. M-a dus să văd dacă găsesc parcare. Și dacă găsesc parcare, rămân acolo. Dimineața la prima oră mă duc la descărcare. Și dacă parcarea e ocupată, mă întorc frumos și o iau. Ia uite. Poliția. Mă întorc frumos și o iau aici, în stânga și o duce încă. Nici o șansă să ieși din Rotterdam cu 3 ore de program. Să ieși, să ieși, dar unde te parchezi? Că nu sunt eu singurul care vrea parcare după Rotterdam. Păi full și nu are rost să-mi pun mintea. Văd că în partea asta nu prea, nu e așa grav. Se circulă, adică am 38 la oră. Totuși, ia mai frânez un 35. Dar decât să stai pe loc. Nu mai bine să ai 30 la oră. Eu am 100 de kilometri până la descărcare. 30 la oră și așa, cu viteza asta, dacă mă ajunge, mi-ar trebui 3 ore ca să ajung. Pe ceva, am selectat program. Și așa. Mă limitez așa la 12 ore și am 11 ore jumate. Deci, ca și paranteză, ca și morală, vă recomand să plecați la drum cu cât mai mult program de condus. Să aveți posibilitatea de a conduce
cât mai mult, pentru că dacă găsiți un Staudăs, da, și voi mai aveți numai o oră de condus, e aiurea. Va trebui să opriți pe undeva pe bandă de urgență. În momente ca astea, nici bandă de urgență nu mai e disponibilă și e cu techis. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc drumuri bune.